Te abia aștept să ajungi la Barcelona, un loc perfect pentru o vacanță plină de culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici celelalte destinații externe directe pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria pe Vegetonplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tonplast, pentru un cămin fericit. Numărul de magazine Lorimer a crescut cu încă unul. De acum ne găsești și în Hălăucești, pe strada Bisericii, peste drum de Liceul Teoretic Bogdan Vodă. Vă așteptăm cu o gamă largă de produse la prețuri fără concurență. Lorimer, comod și ieftin, aproape de casă. Dragi părinți, anul acesta, de Ziua Internațională a Copilului, Ioana, supermarketul copiilor, vă face ziua mai frumoasă și dă tonul distracției în zilele de 31 mai și 1 iunie cu super reduceri. Vino la magazinul Ioana din Pașcani în zilele de 31 mai și 1 iunie pentru a beneficia de 20% reducere la toată gama de încălțăminte și îmbrăcăminte pentru copii și de până la 50% la toate jocurile și jucăriile din magazin. La mulți ani copii și multă bucurie în suflet! Vă așteptăm la Ioana, supermarketul copiilor! Și bun găsit la știrile Actualitatea TV. O zi cu soare atât afară cât și în sufletele celor mici, care oricum emană mereu bucurie și energie în jurul lor. Așa a arătat 1 iunie pentru copiii din Pașcani, care astăzi au fost mai răsfățați ca niciodată. Îmbrăcați de sărbătoare, având pe chipuri nelipsitele zâmbete specifice copilăriei, copiii mai mici, dar și mai mari, au fost implicați în activități menite să-i sărbătorească și să le ofere o ocazie să dă fiu liber imaginației. De dimineață, cei mici de la grădința cu program normal numărul 6 Pașcani au fost în recunoaștere la sediul Poliției Municipale, în cadrul unei activități coordonate de agentul de proximitate Simona Isticioaia. Le-a plăcut enorm să vadă cei doi câini polițiști din dotarea poliției, dar și instrumentele folosite de criminaliști. Cu toții s-au înghesuit să intre în mașinile din dotarea agenților, fascinați de sistemele de avertizare luminoase și acustice. La sfârșit, pentru că este ziua lor, au fost invitați la o masă festivă cu suc și prăjituri. Astăzi la Poliția Municipiului Pașcani am organizat Ziua Porților Deschise cu ocazia zilei de 1 iunie pentru ca și copilașii din orașul nostru să se bucure de privilegiul acesta de a vedea cu ce se ocupă Poliția Pășcăneană. Cu această ocazie ei au putut vedea
căței noștri din dotare, căței polițiști. Unul dintre ei, care se numește Max și are 5 ani și își desfășoară activitatea la compartimentul siguranță publică și patrulare împreună cu stăpânul său, a făcut câteva demonstrații. Ulterior au văzut și mașina poliției de la biroul de poliție rutieră, le-a fost prezentată și au văzut exact ce face și aceasta. Apoi colegii noștri de la biroul criminalistic le-a prezentat trusa cu care ei merg la cercetare la fața locului, le-a arătat cum se poate face o amprentare, iar ulterior ne-am delectat cu o prăjiturică și un suflet. Ziua copiilor a fost sărbătorită și la școala specială Pașcani, care a organizat un spectacol cu și pentru aceștia denumit Vis de copil, unde speciali împreună cu alți elevi de la școlile din oraș au demonstrat cât de frumos cântă și dansează. Au fost susținuți de profesorii lor, dar și de părinți, bunici, frați și surorile care i-au urmărit și aplaudat din public. Pentru că, mai ales în această zi, copiii sunt îndemnați să se bucure și să dea frâul creativității, Casa Municipală de Cultură a organizat un concurs cu desene pe asfalt, chiar în centrul orașului, unde micuții de grădiniță și-au pus imaginația la treabă și au desenat cu creta colorată tot ce și-au dorit. Știu că este ziua lor în care sunt cei mai răsăsați și au vrut să ne spună cum petrec de 1 iunie și mai ales faptul că se așteaptă să primească daruri, pentru că, nu-i așa, cu toții au fost foarte cuminți. Copiii noștri speciali au pregătit astăzi o sărbare de o amploare mai mare față din ceilalți ani, o sărbare intitulată sugestiv Vis de copil. Cu această ocazie, specialii de speciale au evoluat pe scena Clubului Copiilor din Pașcani, alături de elevii voluntari de la Liceul Teoretic Miron Costin, de la Liceul Tehnologic Mihai Busuioc și de la Școala Gimnazială Valea Seacă. De asemenea, parteneri în acest proiect frumos sunt centrele de plasament din Pașcani. Au evoluat absolut toți copiii de la toate clasele și au împărtășit dragostea lor și bucuria și au dovedit că sunt niște artiști speciali. Avem alături de noi părinții care sunt foarte încântați și foarte bucuroși. Și pentru că este ziua de 1 iunie, vreau să urez tuturor copiilor din Pașcani un sincer la mulți ani și de asemenea aceeași urare o am adresată și părinților, și bunicilor, și rudelor care sunt alături de toți copiii. La mulți ani, dragii mei! Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită de mai bine de 90 de ani. În anul 1925, Ziua Internațională a Copilului a fost proclamată prima oară de către Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copiilor. Păi azi la Casa de Cultură a fost un teatru foarte frumos și acum este un concurs pentru desenat pe asfalt. Îți place de ziua ta? Cum petreci tu ziua ta? Păi, de ziua mea mă stăm mai mult cu familia și petrecem toți împreună. Ai primit daruri de la ai tăi sau încă n-ai ajuns acasă? Încă n-am ajuns acasă. De ce îi primești? Ai fost cu minte? Da. Îți place de ziua copilului? Da, îmi place pentru că e o zi pentru toți copiii și toți trebuie să fim frumoși. Și știi că astăzi este ziua ta, nu? Da, ziua copilului din 1 iunie. Ce faci tu de ziua copilului? Păi, desenez, mă dansez, mă joc. Și care e ziua ta astăzi? Cum sărbătorești de ziua ta? Mă joc, mă distrez și desenez cu câtă. Mă mai plimb și cu bicicleta. Ce fac copiii de ziua copilului? Cum sărbătoresc ei? Se bucure, se joacă, sunt fericiți. Ce faci de ziua ta? Stau cu frățiorul meu și mai stau cu prietenele, mai le chem pe la mine, mai desenez cu ele, mă mai cerc uneori. Da? Azi ce ai făcut? Azi mă joc cu prietenele mele.
O stradă distrusă din municipiu și-a găsit salvarea abia acum, cu puțin timp înainte de ziua alegerilor și mai ales imediat după o ploaie torențială. Strada era plină de apă, iar afară încă mai picura. Condițiile meteo nefavorabile, care până acum erau motivele pentru care asfaltările nu se lăsau așteptate, brusc nu mai sunt un impediment. După o ploaie de mai bine de 20 de minute, muncitorii s-au și apucat de treabă. Strada 22 decembrie, cea care înconjoară liceul Mihai Busuioc din municipiu, nu a văzut asfalt de ani întregi. Probabil acum i-a venit vremea, dar arată disperare din partea edilului local. Multe au fost sesizările făcute către primărie, atât din partea cetățenilor la audiențe, cât și din partea Actualitatea TV și newspașcan.com, cu privire la necesitatea urgentării reparațiilor în această zonă. Până azi, însă, nicio mișcare. Imaginile cu muncitorii și utilajele în funcțiune au fost postate de un pășcănean indignat pe o rețea de socializare în cursul serii trecute. Asfaltarea pe ploaie este subiectul discutat de pășcăneni, ci și inundarea străzilor din municipiu după fiecare ploaie mai puternică. A avut loc la Înalta Curte de Casație și Justiție un nou termen în dosarul Agrocomplex, în care primarul Dumitru Pantazi este acuzat de fapte de corupție alături de alți 30 de inculpați. În acest dosar, instrumentat de DNA, prejudiciul la bugetul local este de 2 milioane de lei, iar aleșii locali s-au constituit ca parte civilă. Ion Mogoș, avocatul desemnat de conducerea primăriei, a încasat 20.000 de lei, însă la ultimele termene nu s-a prezentat. Această situație a fost sesizată de judecătorii Înaltei Curte de Casație și Justiție, care au dispus ca primăria să fie informată și să formuleze până pe 9 iunie, ce poziție va avea în continuare. Ciudat este că la fiecare termen de judecată, în sală a fost prezent și primarul Dumitru Pantazi, care ar fi trebuit să sesizeze că interesele primăriei nu sunt reprezentate, iar avocatul este aplătit degeaba. De altfel, anul trecut același avocat a fost amendat de instanță pentru că a lipsit nemotivat la un termen. Prin telefon este editorul Actualitatea TV, care ne va vorbi despre această zi. Răzvan, ești în direct. Da, eu ieri am fost la Înalta Curte de Casație și Justiție, am considerat că e necesar să fim prezenți acolo, deoarece a fost cel mai important termen de până acum. A fost audiat secretarul Mircea Juzan și era foarte important să aflăm ce are de spus în această speță. Într-adevăr, avocatul primăriei nu a fost prezent, într-adevăr,
președintele de ședință, magistratul de la Înalta Curte de Casație și Justiție, a spus că acesta nu a mai fost la termene de 2-3 dăți în urmă și a transmis către, a dispus la grefier să transmită către primărie o citație. Un alt fapt care cred eu că este mult mai grav decât lipsa avocatului cu care de altfel noi ne-am și obișnuit, este faptul că primarul Dumitru Pantazi a fost în timpul muncii la acest termen. Practic, Dumitru Pantazi, în loc să fie la muncă, el a fost la judecată. Este al șaptelea termen la care primarul Dumitru Pantazi merge fără să-și ia concediu de odihnă. Legea îi impune că atunci când nu este la muncă să-și ia concediu de odihnă, trebuia să facă acest lucru în ședința de Consiliul Local care a avut loc cu zi înainte. Este obligatoriu prin lege să informeze consilierii locali că nu se poate ocupa de treburile Pașcanului și că își va lua o zi liberă. Tot Dumitru Pantazi s-a schimbat cumva la față atunci când a văzut că este și presa în sală și am remarcat faptul că domnia sa a putut să ajungă la acest termen la 8:30, termenul era programat de judecată la ora 9, în timp ce la primărie ajunge uneori și după orele 11. Și chiar a făcut o comparație, că distanța dintre Luncă și primărie este mult mai mică decât cea între Pașcan și București. Adică dacă are cum să ajungă la București la ora fixată de un magistrat, ar putea să ajungă și la primărie la ora pe care singur și-a fixat-o prin regulamentul de funcționare al instituției. Cam asta am avut de spus. Cei care vor să citească de o cronică la termenul de ei, pot să intre pe newspașcan.com, acolo unde am scris un reportaj pe această temă. De astăzi, Crucea Roșie are sediu și la noi în oraș, mai exact în clădirea veche a primăriei. Președintele subfiliale organizației din Pașcani, dr. Viorel Puslaru, alături de directoarea Crucii Roșii din Iași, Virginia Beldean și un grup de voluntari tineri și nimoși, au inaugurat locul în care se vor întâlni pentru viitoarele proiecte. Cu emoții și bucurie pentru faptul că au o casă a lor, cu toții au decorat încăperea cu baloane și afișe în culorile Crucii Roșii. Suntem încântați că am reușit în final să deschidem și subfiliala oficial de la Pașcani. Ea a funcționat din totdeauna, dar n-am avut un spațiu unde putea să desfășoare activitate de Cruci Roșii. Adică ce să desfășoare? Să limităm deplasările tinerilor care vor să devină voluntari până la Iași, să vină aici la Pașcani, să aibă un loc unde să se întâlnească voluntarii din Pașcani și să desfășoare activități pe linii de Cruci Roșii. Avem un om de încredere aici la Pașcani, avem pe acest domn doctor președintele subfilialei de Cruci Roșii și suntem sprijiniți în general și de primărie. Când am avut acțiuni, primăria ne-a sprijinit. De altfel, cu ajutorul lor am obținut acest spațiu. Se pregătesc proiecte importante pentru comunitatea noastră, iar unul dintre ele este un cross organizat în scopuri caritabile. Despre acesta și despre ce își propun echipa din Pașcani ne-a vorbit președintele organizației dr. Viorel Puslaru. Ce să mai zic? Doamna directoare, au zis tot ce a fost cuprins. Pot să spun un singur lucru, așa, din toată inima. Mă uit la acest tineret și crește inima și îmi pare rău că bătrânesc. Sper să-i formăm ca lumea, cu sprijinul doamnei directoare, pentru că ea este baza la urma urmei. Să-i formăm ca viitori sanitari pricepuți, ca să zic așa, să poată interveni în orice situație și aș vrea să vă mai spun un lucru. Mai avem o surpriză pe care vrem să o facem. Sau să vă spun deja de acum. Vrem să facem un cross al orașului cu o sumă modică. Pentru că acei bani pe care sperăm să-i strângem, e vorba de 2 lei de participant, să putem merge întreva ori în Pașcani, ori în zonă, să găsim o familie nevoiașă și să putem să-i ajutăm.
Diana Andreea Petri este o tânără de 16 ani, voluntară la Crucea Roșie de la începutul acestui an. Se bucură că poate să facă ceva util pentru comunitate, dar și pentru ea, întrucât este decisă să urmeze studiile la Facultatea de Medicină din Iași. Cu alte cuvinte, totul are un sens, iar ce va învăța acum îi va fi de folos mai departe. Prima oară am auzit de Crucea Roșie de pe Facebook. Prima oară am văzut activitățile Crucii Roșii Iași. Activități cross au organizat, sanitarii pricepuți, activități de caritate și mă pasionează chestia asta, îmi place să ajut oamenii și m-am gândit să mă înscriu și eu. Am aflat că este și în Pașcani, astăzi am inaugurat subfiliala și am inaugurat-o și cu o activitate frumoasă, am împărțit niște pachetele copiilor nevoiași. Cum crezi că poți face bine comunității fiind de voluntar la Crucea Roșie? Organizând tot așa multe activități care să le placă și tineretului. În ziua de astăzi, Crucea Roșie mi se pare că e o activitate foarte frumoasă pentru tineri, în primul rând, îi ajută în comunicare. Și pentru că astăzi se sărbătorește Ziua Internațională a Copilului de Pretutindeni, echipa Crucii Roșii a pregătit câteva zeci de pachete cu dulciuri pe care le-a dăruit copiilor din Centrul de Plasament Mihail Sadoveanu din Pașcani. Noi, filiala Pașcani, împreună cu filiala aici, cu Dana directoare, cu toți, am reușit să facem un lucru enorm de frumos. Ne-am deplasat cu toți, toată trupa acestor 15 voluntari și cu 5 reași 20, la căminul Centrului de Plasament Mihail Sadoveanu, unde am adunat și copiii de la Centrul Sfântul Sterian și copiii de pe adăpost, la care, în limita posibilităților, un pachet în valoare modică de 15 lei, numai dulciuri, le-am oferit la fiecare copil în parte. De la cel mai mic, care i-a fost drag la doamna directoare, un micuț, o fetiță, până la cel mai mare, care sunt acolo, pentru că sunt niște copii care, efectiv, sunt chinuiți. Eu sunt și medicul lor de familie, și mă doare sufletul când e vom bolnav, dar cu bunăvoință, cu răbdare, reușesc să-i rezolv. Un mesaj de ziua copilului? Pe ce pot să le doresc? În afară de sănătate, ca asta spune toată lumea, să crească frumoși și am eu o vorbă, să rămână veșnic ca un boboc de trandafir. Nu se face nimic contra pericolului iminent la care se expun zilnic zeci, poate chiar sute de oameni care trec dinspre suburbia Lunca peste calea ferată pentru a ajunge în oraș. S-au făcut numeroase sesizări și atenționări în speranța că se va rezolva cumva situația, însă până acum nicio măsură. Situația în cauză a fost subiectul unei campanii desfășurate de Actualitatea TV și newspașcan.com, în ideea că autoritățile vor fi sensibilizate. N-a fost așa nici pe departe. Forțați de împrejurări, oamenii ignoră pericolul și traversează calea ferată. Se întâmplă de ani întregi, timp în care accesul pe pasarelă a fost oprit. De departe, cei mai expuși pericolului sunt copiii care trec prin zonă în drumul spre școală și înapoi acasă. După 2 ani în care s-au făcut numeroase sesizări cu privire la pericolul care îi paște pe toți cei care traversează prin zona din spatele meu, adică peste linie de cale ferată, autoritățile locale încă nu au făcut nimic în acest sens. Zona este în continuare nesemnalizată, timp în care sunt numeroși cetățeni care traversează peste calea ferată pentru a ajunge pe Strada Unirii sau în suburbia Lunca Pașcani. Zona nu este nici măcar semnalizată, iar cei care și-au făcut deja un traseu zilnic se asigură cum pot și merg mai departe cu inima strânsă. Ce să mai spun eu? Nu putem spune nimic. N-avem cui. Așa credeți? Dacă spunem, degeaba spunem. S-au mai spus și nu se rezolvă nimic. Ne temeți pentru siguranța copiilor? Desigur că ne temem. Dar ce să facem? Să meargă roată la barieră, pe la deal? O soluție pe care o vedeți dumneavoastră ca și Luncaș sau stați pe Strada Unirii, poate? Sau pe Strada Unirii. Pașcania. O soluție este să rezolvi pasarela asta. Altfel, altă soluție nu este. O vedeți implementată curând? Nu. Nu. Deci după Revoluție 25 de ani nu s-a rezolvat nimic. Și nu se va rezolva. Pentru că așa avem conducere. Aveți copii poate la școală? Da, am o fetiță de 12 ani, un băiat de 17 ani. Ce le spuneți când pleacă de acasă, știind că vin și se... Să aibă grijă. Permanent mă gândesc, când era la grădiniță trebuia să vin cu ei de mânuță, să-i trec, să-i aduc înapoi acasă. Asta e situația, ca la noi la nimeni.
Reamintim faptul că în anul 2014 un bărbat ce venea spre oraș a fost accidentat mortal de un tren tocmai în acea zonă. Imediat după tragicul accident, primarul Dumitru Pantazi a promis că va lua măsuri pentru a redeschide pasarela, lucru care nu s-a mai întâmplat. Pe Ziua Internațională a Copilului, actorii Colegiului Național Mihail Sadoveanu au jucat pentru o cauză nobilă. Spectacolul de culoare a avut loc pe scena Clubului Copiilor Pașcani și a adunat o sală întreagă de spectatori. Sala a devenit neîncăpătoare, iar ropotele de aplauze au întregit un frumos tablou al copilăriei. Trupa de teatru Milo și Milo Junior au avut prestații demne de a câștiga un premiu al cinematografiei, fiind aplaudați după fiecare scenetă jucată. Copiii, profesorii, coordonatori, amicilor actori, directorul școlii Sadoveniene, actualul director al Clubului Copiilor, precum și fostul director, au susținut elevii și s-au bucurat odată cu ei. Suntem trupa Milo de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu Pașcani. Suntem o echipă fondată acum 2 ani de zile de Raluca Chitescu, 2 ani, 3 ani de zile de Raluca Chitescu. Suntem mulți și talentați. Astăzi a fost spectacolul nostru din semestrul al doilea. Am prezentat trei momente, trei povești de iubire: Chekhov, Victor Hugo și Boris Vian. Și suntem copii și suntem frumoși și suntem deștepți și suntem responsabili și așteptăm actori noi și ne bucurăm și plângem pentru cei care pleacă și vă așteptăm și altă dată. Pentru mine a însemnat o schimbare pe plan artistic, deoarece mi-a dezvăluit că lumea nu e doar gri și non-culoare, ci e mult mai frumoasă și putem juca, putem fi altcineva, ne putem distra și fi o familie. Sunt inteligenți și au rezultate școlare foarte bune. Nu primim corigenți și repetenți în trupă. Trupa Milo este o trupă a elitei, categoric. Aș vrea să mai spun ceva despre acțiunea caritabilă pe care Colegiul Sadoveanu a desfășurat-o în perioada trecută. Noi ne-am mobilizat să ajutăm o doamnă profesoară, colega noastră. Dumneavoastră are nevoie de ajutor pentru copii. Noi ne-am mobilizat și elevii și profesorii de la Colegiul Sadoveanu au fost foarte receptivi. Eu vreau să le mulțumesc pe această cale pentru asta. Elevii au strălucit astăzi în lumina reflectoarelor pentru a ajuta pe cei doi copii a unui cadru didactic care predă la instituția de învățământ. Practic, în incinta școlii a fost o urnă care a strâns bani pentru această cauză, urnă care a fost prezentă și astăzi la Clubul Copiilor. Maria Hristea și Alexandra Iacob au fost prezentatoare astăzi. Ele au anunțat fiecare moment a colegilor. Cum ziua nu putea trece ușor, am vrut să aflăm și de la cei care au fost pe scenă ce reprezintă pentru ei familia Milo, precum și sentimentele care încearcă atunci când se pregătesc de spectacol sau sunt pe scenă. Auzim cuvântul fericire, bucurie, emoție, autodepășire, dovadă că această experiență este foarte benefică pentru ei. Emoțiile nu au fost atât de evidente pentru artiști, chiar dacă unii dintre aceștia au fost la prima lor manifestare de acest gen. Fac parte din trupa Milo. Astăzi voi prezenta, am foarte mare emoții, este prima dată când prezint și sper ca totul să fie bine. Trupa Milo reprezintă o parte din sufletul meu care porțile s-au deschis și îmi place foarte mult. Trupa Milo pentru mine este un loc în care pot să mă descarc, să visez și în același timp să fiu alături de toți prietenii mei și mă bucur foarte mult. Trupa Milo pentru mine reprezintă o parte din viața mea și sunt foarte emoționată. Pentru mine trupa Milo Junior reprezintă distracție, o călătorie parcă prin stele și fericire. Ideea a pornit din speranța de a atrage copiii către activități extrașcolare pentru a-i atrage în universul cărților și pentru a descoperi acest univers miraculos pentru ei. Împreună cu colega mea Anca Paraschive și cu doamna profesoară Mia Preotu am pornit acest proiect și este al doilea an deja de când avem și succes și am fost și pe scena Teatrului Luceafăr, unde am revenit și cu un premiu foarte frumos, semn că lucrurile decurg frumos și firesc. Puteți comenta sau dezbate știrile și pe site-ul nostru online www.newspașcan.com, cât și pe Facebook www.newspașcan.com. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, nu ezitați să ne contactați la numerele de telefon afișate pe ecran. Știrile Actualitatea TV se încheie aici. Vă doresc o seară cât mai frumoasă!
Înainte de revoluție, în întreprinderile din Pașcani lucrau aproximativ 25.000 de salariați. Multe dintre aceste întreprinderi s-au desființat, s-au reprofilat sau și-au redus semnificativ activitatea. Aceste restructurări au însemnat pierderea aproximativ 20.000 de locuri de muncă. Pentru fiecare categorie, plafonul maxim a ajutoarelor de minimus nu poate depăși suma de 200.000 de euro pe o perioadă de 3 ani consecutiv sau 100.000 de euro pentru sectorul transporturilor. Introduse din 2014 în țara noastră, măsurile de stimulare prin ajutare de minimus funcționează deja în mai multe orașe, printre care Oradea, Târgu Mureș sau Satu Mare. Speranța este ca și în municipiul nostru să se poată crea condițiile pentru a dinamiza puțin viața economică și piața locurilor de muncă.